Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Caterina! Bine m regăsit! Mai multe categorii de persoane beneficiază de transport gratuit cu mijloacele societății de transport public local, TPL Suceava. Este vorba despre elevi, studenți și pensionari. Sau cam potrivit cumva zilele, datele din calendar, în așa fel încât, la punctele de ridicare a abonamentelor, care nu sunt foarte multe în oraș, Sunt Unul e în obcine, unul e în centru, unul e la orizont și al patrulea... Nu mai știu unde. Vezi? Una s-a pierdut și una nu știu unde Da, știu că sunt patru S-au format cozi foarte mari. Adică ar fi trebuit, ar fi putut să suplimenteze, să facă un contract. Să spunem... Sunt puține centre sau sunt mulți beneficiari? Nu, sunt și puține centre. Pe păi dar tu când spui că dai la uh, toți pensionarii abonament gratuit, trebuie să te aștepți că va fi un val de oameni care va veni acolo. Că îi trebuie, că nu îi trebuie. Da, valul păi stai lui. un pic, dar nu trebuie să te gândești. Și de-aia apar cozi. Însă, din ce am vorbit cu Ana, care a fost pe teren, până acum, cu oamenii cu care au vorbit între 1400 și 1800. Deci e vorba despre pensionarii despre care spuneam Pensia, și. eu. Valoarea pensiei. Valoarea pensiei, da. Care spuneam, domnule, până în 2000 de lei gratuit la toată lumea, de la 2000 la 2500 de 75% gratuitate sau 80%, nu știu. Diferența un să număr nu dai la de tot. călătorii gratuite, sau, uite, uite, o altă, altă variantă. Sau da, poți să găsești. Normal ca până la 2.000 de lei, hai, 2.500 să spunem, să dai gratuitate. Dar nu după aia pentru... Dar din ce se leg de la Oana, acum, în prima tură, primul val așa, sunt oameni care într-adevăr au nevoie la 1.400 de lei pensie. Să mama mea are 1.500, nu circulă ea. Dar la 1.500 de lei pensie sau la 2.000 de lei pensie, ce naiba? Mai ales că, fiind vorba despre pensionari, că vorbim aici despre pensionari, pensionari. Că unul din ăsta tinerel care a ieșit pensionari. la 48 de ani, la 45, la 50 de ani, ăla n-are pensie 2000. R și nici nevoie de, de tepilere. 4000 în sus. Și, De regulă are una, două, Noi să vorbim despre pensionari, caz. oameni care chiar în vârstă. Care Nu cred că există pensionar pensionar, așa care să nu suferi de o boală. nu, nu cred că există. Ba diabet, ba inimă, ba stomac, ba ficat, ba cap, ba ceva, știi? Și mă gândeam așa cu omul care a venit și mi-a zis, Oana, că a venit un om cu scăunelul de dimineață să fie primă acolo, că a aflat că ă, sunt coși și să nu se răzgândească primarul. Aici au, sunt două probleme. O problemă vine din trecut, din vremurile în uh, care se stătea la coadă comuniste, în care se da, lapte, unt, de buteliere. multe ori nu știai la ce da, și, aflai și, și te la, coadă. la o coadă și teama aia că se termină butelia, untul, laptele carnea, ouăle și așa mai departe pâinea și, și în doua, încrederea în autorități păi dacă tu ți-e teamă că după două zile o scoate omul nu are încredere în autorități deci astea sunt două elemente Partea frumoasă urmează de acum, când vor fi autobuzele foarte, foarte pline. Deja sunt elevi care au dreptul să circule gratuit cu TPL. Și asta e o altă problemă. Elevii, dacă circulă cu transportul în comun, nu se mai aglomerează în jurul școlilor de mașini, de părinți care da. îi aduc la școală și creează problema cealaltă din trafic. Ei, sunt deja elevi care nu mai vor să circule cu transportul în comun, deși e gratuit pentru cei care au. Pentru că e președința. aglomerat. Pentru că e foarte aglomerat. Evident că ei nu au cum să-și amintească cum erau troleibuzele pe vremuri, că circulai cu ușa adică deschisă ți și ți pe se scară. că E aglomerat acum, da. dar evident că nu mai trebuie să fie ca atunci. Și ești periculos. atunci, când ai din autobuz, te ridicai, te stergeai, nici nu mergeau cu Al viteză. Alergai repede și îl prindeai, nu era mașina din spate, este calce. Adică, când ai din autobuz și care Nu e singurul, mai după Dar tine una nu dintre problemele, repede. și cred că nu se circulă cu autobuzul și din alt motiv. Vorbesc cu cineva care merge zilnic cu autobuzul, eu n-am fost de mult. Sunt niște mirosuri în autobuz. Care... Unele dintre ele seamănă cu cele radioactive. Nu. Te informez că sunt și în avion. Ce? Nu, da. Mirosuri, radioactive. Da, bă, nu. Deci, niște, da, niște mirosuri, dezvine să vomiți. Așa, pentru că nu să pun. Înainte, dacă mergeam vara cu autobuzul ăla din care cădeai, te urcai înapoi în el, că nu poți nimic, nu avea nici viteză, nici nu te călca nimeni, înțelegeai că trei săptămâni, o, o lună apa da. era oprită. Orică era apa oprită, dar avea omul să pun sau Orexona. Erau cele Dumnezeu. două companii. Alea turcești, nu. No. Ai și dar nu, nu le puneam să putea. Păi dacă lua omul un fa sau orexona, Rexona, nu-l folosea, îl ținea de bun. Îl punea între rufe, între îl haine, punea între dulam. haine, se miroase frumos hainele. Bun, și la vremea asta, săpunurile chiar aveau un parfum foarte puternic și chiar miroseau hainele. Acum, dacă ai pus un săpun între haine, săpunul ia mirosul de la haine că el nu are starea cu nicio treabă. Știi? Și miroseau haine, o ținea de bun. Și nea, se mai spăla cu cheia, dacă se spăla cu aia, hai să zici, că nu erau spray mai erau două spray pe alea le țineai de bune, totul țineai de bun. Să înțelegi, Unde dar acum, când te împiedici pe stradă, șampoane, spray săpunuri, pastă de dinți, pastă de ghete, pastă de ochi, tot. Pastă de tomate. Da, de mai tomate, da, de ardei grași. Dulceață de ardeiuț Tot, mă tot, tot miroase, domn. De, de la ce miroase, De la subraț. De regulă. Nu, no, ci că sunt niște uneori niște mirosuri, chiar vomit. Dar nu că cică să am zis că să. Nu am fost de mult cu autobuzul. Uh, în autobuz, da. În avion, sori, în dimineața la ora 9. A 3, să mă mut de pe scaun câteva rânduri mai încolo. Nu mai povesti, era. Dar nu mai povesti că, eu, că te eu, Parcă miroase, nu, nu mai povesti. Da, poate, adică cu siguranță, dar sunt și, și acum. nu costă 5 lei cel nu, mai Nu, dar mult cred că și acum sunt uh, niște aparate care se detecteze mirosul și când a intrat în autobuz să închide ușa să, să fac să țiuie că atunci când fur din magazin și au nu-ți date alea jos capsele alea să țiuie și să nu te primească în autobuz sau să se închide brusc ușa în față da dar dacă sunt trei oameni dacă sunt trei oameni pe ăla, să-l depisteze pe ăla care, știi cum mai pun ăștia în bazin niște substanțe și când faci în bazin se colorează ce faci panfile, ia vină cu când e verde în jurul tău nu, că m-a scăpat, mi-era frică de apă. Păi, ba, are 50 de centimetri. ce era... mai face așa. Da, de ce, de ce asta cu mirosul meu? Și asta nu are ce să o rezolve. Doar să pui niște detectoare de miros din asta. Eu cred că. Și să dai și interdicție. Când te prinde, de exemplu, beat la volan, îți a permisul. Te-a prins mirosind în autobuz, îți ia bit 90 de zile nu mai circul. Când vrei să cercuri, vi. E reclama aia tâmpită, una dintre cele mai tâmpite reclame, aia cu, uh, cu asta de da sub braț, cu spray, cred că e. sau stic uh, stick din ala, nu mai știu. Și îl pune pe unul să alerge taxul, dar este complet tâmpită. Și pe urmă îl pune, aleargă și la doi pași și zice, și acum, la control. Și îl miroase taxo sub braț. E o reclamă. Am scăpat de ea. Nu mă, de, pe canale de sport. Nu mă Unul cu pălării, cred că e făcut în Statele Unite. Dar e o tâmpit, rău. Așa, și când Uite, vine Domnul Petruc, directorul da, de la TPL. Vrea să, ați dat să angajez miros, mirositori sau cum da, îi da, cheamă. domnul deci, Petruc de Inspector de miros. Da, mă, inspector de miros. Și vine după da, 90 de zile. Cu ce greșesc oamenii? Știi cum Control. Este în magazinele de parfum? Bun, atunci... Dacă miroși de prea multe ori, prea da, multe parfum, da. nu mai ai, da? Și trebuie să miroși un borcan da, de atunci, cafea. Hai să folosim și noi inteligența artificială. La ceva. La ceva. Și asta. Și după 90 de zile, vii, ia, mă, miroși. Așa. Da, vestea e. proastă e că aceste cozi, chiar dacă vor găsi o soluție, să zicem, pentru zilele acestea, nu se vor termina, ele vor reapărea la fiecare trei luni, cel puțin în cazul, adică doar în cazul pensionarilor. Odată la trei luni trebuie să-și reînnoiască abonamentele gratuite. Da, da. Pe de altă parte, Eu... o altă colegă de-a noastră a vrut să-și să cumpere abonamentul obișnuit, da. nu cel. Și nu avea loc de. Mm, erau câțiva pensionari aici, vorbesc despre Burdujeni, chiar dimineața foarte devreme și a întrebat de curiozitate, că asta e în firea noastră să fim curioși și să întrebăm dacă călătoresc foarte des cu a, nu așa o dată, de două luni, poate până la bazar, poate până la doctor, mm. dar dacă tot ni-l dă. Da, dar sunt cazuri și cazuri, am avut bucată de carton. În fine. Să ar ar mai fi trebuit de făcut un punct, la mol să închinezi acolo un în spațiu, pe o perioadă de să vină lumea și așa merge acolo. Hai, luăm alea. Așa, în patru puncte. E... Încă nu l-am găsit pe al patrulea în memorie. Dar eu, e al patrulea. ce mă frământ asta, frăm... nu știu unde e al patrulea punct. Unde... să informăm corect pe telespectatori. Regal rugbistic pentru copii la Pojorâta, 250 de elevi de gimnaziu au participat la a doua ediție a turneului de rugby intitulat Sport și Sănătate la Poalele Rarăului. Poate viitorii jucători ai, unii dintre viitorii jucători ai echipei Păi da, trebuie luați de mici. Dar am văzut era un copil de 3 ani și ceva, 4 ani și ceva. L-am întrebat pe așa mici. La... Pe, pe pe, la o n-ai văzut că mingile erau mai ușoare sau mai grele, dacă da, sunt junior sau dacă da, senior. Și aici, aici probabil că au da. mici, da. Mici, păi. mici, Și asta e fără contact, Rabiu, fără contact. Eu o inițiativă frumoasă, văd că domnul Preotescu de la Asociația Județeană de Rugby și are pe la Câmpul se ține de lucrul ăsta, e chiar foarte pasionat. E faptul că vin și mulți părinți copiii să-i la sportul ăsta, la rugby, fără contact. Și a fost așa, ca o, e ca o familie, că au venit mame cu prăjituri făcute acasă, le-au dat la copii, a fost foarte interesant. Bine, așa mi-a povestit domnul, eu nu am ajuns până la Peugeot, dar chiar aș fi vrut să ajung, dar mă uitam astăzi la e, Mihai Macovei, care e de la humor, nu? De la noi, da, care e capitanul național, a fost capitanul accidentat națională. și acum în loc să-l cheme... Nu joacă la... Da, mondial. putea să-l cheme la ultimul meci, măcar. Înțeleg că era refăcut până la meciul cu Scoția și era supărat omul că a zis că e lipsă de respect. Și așa este. Însă, eu în loc Lipsă lui, de respect că nu l-au invitat. Da, că nu l-au invitat să-l să, să în... joace. Păi dacă zice omul și-a Însă, eu zic că e bine pentru el n-ai cum cu un singur Să-ți închei cariera da, să, așa. Da, la las zi așa. Zi, aia a fost situația că se făcea de râs și el. El și Alin Conachie ar fi fost doi suceveni foarte da. Cu sufletul pentru sportul da, acesta. Cu, Povestea, cu, sufletul, Daniel, dar, ma, cu sufletul nu faci. Alin Conache, treabă. în timpul pandemiei, se antrena singur pe terenul Unirea din Suceava cu mama lui, profesor de educație fizică, se antrena la bețe, în neștire. Păi, păi de-aia a fost cel mai tânăr Alin Conache, în 21 de ani, cel mai bun de la noi, meciul cu Scoția. Nu cred că a fost unul mai bun. Bun, dar săracul s-a antrenat degeaba când a avut ocazia să dea la bețe. Poate că nu degeaba, poate că... Dar n-a avut ocazia să dea la bețe. ocazia să dea, ocazia să dea la beții, dar poate a avut ocazia să fie văzut de cineva, soare. Tot -o mă umor cu văzutul ăsta. O să-l vadă, are timp. Dar bine, eu mă bucur pentru domnul Macove că nu l-a chemat. Se făcea de râs complet, că îți dă, Tonga îți dă. Îți dă. Tonga a încurcat în... și Africa de Sud, adică le-a dat păi și... de aia azi dă, noi nu încurcăm pe nimeni. Noi adică încurcăm competiția asta. Bine, pe de altă parte au ăștia, cei de la echip, de la uh, Gazeta de la Sport, la... apropo de Gazeta de la Sport, de asta românească. Mă uitam astăzi, câte fandoseală, toate peste tot e fandoseală. Dar mi-a plăcut de acest uh, coleg, dar nu o să putem i spunem, nu? că e jurnalist, Cătălin Țepelin, 44 de ani. <coughs> Un moment așa emoționant și mă gândesc ce era în sufletul lui. L-au dat afară cei de la Ringie. Patroneți din Bulgaria și Elveția, parcă. Că erau numai elvețieni, dar înțeleg că și bulgari. Bulgari. Noi avem români, era domnul Adrian Sărbu, era șef în rețeaua asta de... unde era ProTV, era șef pe unde avea în Europa, dar mai, sunt români undeva, avem noi presă în străinătate, nu avem, noi suntem săraci europeni. -avem. avem presă în străinătate, avem reprezentanți de la... Nu mă, să fii șef undeva, A, ai tu șef, grup așa de presă așa în mutați în străinătate, avem la câteva Nu mă, să fii tu. adică eu român, am ziarul din Cehia... Bună seara, Praga! Doar dacă au niște pagini de internet, A, nouă, nu, niște domenii, adică noi nu, niște nu. domenii, asta e noua presă. Și înțeleg că e bulgar. Un bulgar conduce grupul Inge și un alvețean, parcă așa. Oricum e acționarea străin. Și e gazda sporturilor și libertate. Și a zis Cătălin Țepelin, redactorul șef era la gazda sporturilor. Adică nu era de 20 de ani lucrează în presă, așa. A început de jos, a urmat un pas și am văzut că el scria corect, era un, un tip foarte echilibrat. Și el a spus că l-a dat afară pentru că nu, îi cerea să nu, să nu scrie despre el, adică să citească articole înainte. Cenzură, da? Cenzură, da. Și zice acționariatul că nu. Noi nu facem cenzură, așa a fost, nu ne-am înțeles cu el. Nu. Aia, cum e, incompatibilitate de nu caracter. e asta cu sos, soție. Cum? Asta, incompatibilitate. Da. Nepotrivire de caracter. Ne Nepotrivire de caracter. Mă, dar ai lucrat atâția ani cu el redactor și, și dintr-o dată, da, și, și, în căsătorie, nu? Că deodată se potrivește caracterul și nu se. Și mă uitam și ăștia care marele trust de presă, dar măcar în acest trust am văzut că nu stau cu capul plecat, acum e și Cătălin Țepelin, pe la dat afară, dar eu cred că va ieși scandal că au mai fost episoade din astea și s-au revoltat. Bine, acolo e și Cătălin Tolontan care are greutate, e un tip foarte important și nu își permit dar e trist pentru presă și așa presa e în cap din cauza sărăciei. Din cauza sărăciei, și din cauza sărăciei și din cauza uh, unor influențelor politice și influențelor, care au intrat tot. și financiare, că aici nu da. cred că era cu politică uh, cu niște contracte comerciale, cred că. cu firme. Uh, și multă lume slabă și chiar mi-a părut, rău, dar mi-a plăcut cum Colegii lui au făcut un culoar și l-au aplaudat când a plecat. Omul spărat evident. Trist ce se întâmplă, dar deontologii ăștia cu trusturile de presă venite de afară, adică noi, nu, e mixtiune, în redacție, o când aud astea mor. Toți, fai, dar noi suntem independenți. Hai mă să jurați pe roșu toți, hai la biserică. Ăștia care cred, hai la Sfântul Ioan, și aia care nu că jurați jurat pe roșu. Am mă, să fim serios. Și mai văd cum fac une anchete. Că uite, mă, ăla că s-a dus și a dat contractul ăla și uh, îi spală imaginea. Dar voi de unde aveți bani, mă? Trist. Trist. Îmi pare rău de... Aia și ți-am zis, un tip echilibrat a condus gazeta sportului e un ziar solid. Bineînțeles că mai e pe arătură uneori că nu poți să fii perfect, dar uh, asta e la noi și nu doar în domeniul ăsta Păi nu, că am plecat de la sport, se întâmplă și acolo, se întâmplă și în jurnalism Nu, dar peste tot în se întâmplă că domeniile. dacă ai, nu, nu ți convine cineva, na, că n-au deontologie și că ne-i A Ha, mă, lăsați-mă în pace Da, hai că Mulțumesc am terminat Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.